Salariații din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, aflați în situația în care au lipsit de la serviciu un an întreg calendaristic, fiind în concedii medicale sau în concedii fără plată, vor putea beneficia de concediul de odihnă anual. În cazul în care perioadele de concedii medicale și de concedii fără plată au fost de 12 luni sau mai mari și s-au întins pe 2 sau mai mulți ani calendaristici consecutivi, salariații au dreptul la un singur concediu de odihnă acordat în anul reînceperii activității, în măsura în care nu a fost efectuat în anul în care au lipsit de la serviciu. Modificările legislative survin ca urmare a unei hotărâri adoptate recent de guvern privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare. Prin adoptarea acestei hotărâri, durata concediului de odihnă anual nu va fi condiționată de durata concediilor medicale sau fără plată, iar România se conformează și pune în aplicare dispozițiile unei directive europene privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru.